Aventură 4x4 în județul Hunedoara, pe urmele strămoșilor daci. Un motociclist pasionat de off-road a făcut traseul. El a condus cu motorul o coloană de mașini de teren până la cota 1800 a masivului Șureanu. Au străbătut așa cu nori în spate peste 300 de kilometri. Și bineînțeles că emoțiile nu au lipsit. Te lasă partea asta ușor, dai un pic încoa. Atât, ușor. Ia dă-i. Este experiența pe care au trăit-o timp de 3 zile zeci de pasionați ai muntelui și motoarelor deopotrivă. Echipe din România și din Ungaria s-au înscris încrezătoare în cea mai lungă cursă off-road de la noi. Jimmy, a urcat? Fără probleme? Super! Marius Achim, cunoscut pasionat al sporturilor cu 24 roți, a gândit întregul traseu ca pe o aventură care îi poartă pe participanți din peisajul sălbatic al muntelui în pădurile seculare din Parcul Natural Grădiște. Domnul Marius, domnul organizator, cum vi s-a părut traseul? Pentru că mașini și pentru că Paul Walker. Deci această aventură 4x4 în Șureanu? Din dorința de a arăta și celor care nu sunt de aici, din zonă, frumusețile și obiectivele turistice ale zonei. I-am plimbat prin munții Șureanu, începând de la 300 de metri altitudine până la 1834. Mulți participanți la off-road și-au luat și familiile cu ei. Au vizitat cetățile dacice, au ajuns pe creste și au trecut din toamnă direct în iarnă. Foarte bine! Super! Băi, ce lindă! Ți-a plăcut traseul? Da! Cum a fost? Foarte tare! Toate seriile s-au încheiat inevitabil la fel.